În acest experiment vom calcula căldura degajată de un conductor, iată, avem un conductor de nichelină, la trecerea curentului electric prin el. Vom folosi un calorimetru, adică un vas care izolează de mediul exterior, în care vom pune 100 de grame de apă. Apoi, introducem conductorul de nichelină în apă și măsurăm temperatura inițială a apei, care este de 30 de grade Celsius. Legăm conductorul de nichelină la o baterie ca să treacă curentul electric prin el. Și pornim cronometru când închidem circuitul. Iată. Să măsurăm și durata trecerii curentului electric prin conductorul de nichelină. Și vom aștepta până va crește temperatura apei cu câteva grade. Iată, după un timp de 12 minute, oprim cronometru, temperatura apei a ajuns de la 30 de grade la 33 de grade. Deci, avem o creștere a temperaturii apei, delta T, de 3 grade. Și am scris aici legea lui Joule, căldura cedată de un conductor la trecerea curentului electric prin el este egală cu rezistența conductorului, R mare, intensitatea curentului electric la pătrat, ce trece prin conductor, și timpul de trecere a curentului electric prin acest conductor. În cazul nostru a fost de 12 minute. Această căldură se calculează cu formula bine cunoscută de la căldura. Masă ori căldura specifică, în cazul nostru, a apei, ori variația temperaturii apei. Și am înlocuit aici. Deci, căldura degajată de acest conductor de nichelină la trecerea curentului electric prin el timp de 12 minute, egal cu masa apei 100 de grame, am transformat-o în kilograme, 0,1 kilograme, ori căldura specifică a apei 4185, ori variația temperaturii apei 3 grade. Și ne-a dat că acest conductor, stai să-l deconectez, de nichelină, să-l mai vedem o dată, a degajat la trecerea curentului electric prin el o căldură de 1255,5 J. Iată legea lui Joule.